Bună seara, bine ați venit la o nouă întâlnire în Cafeneaua Complexității Brașov, un loc în care încercăm pe cât posibil să ne adunăm pentru a ne imagina un Brașov promotor al unei gândiri dinamice, a unei societăți mită, societatea cunoașterii și care, într-un fel sau altul, să ajute la ceea ce se numește Abgradarea ființei umane, așa cum abgradăm calculatoarele și vrem să avem de ultima tehnică, să nu ne abgradăm și pe noi pentru a avea o altă formă de a percepe și interpreta realitatea. O școală de dezvoltare mentală pentru societatea cunoașterii ar fi echivalentul programului Smart People într-un într echilibru cu Smart City. Toată lumea vorbește în ziua de azi, Smart City, dăm o grămadă de energie pentru a structura, automatizare, externalizăm o grămadă de lucruri. Care unele sunt foarte utile, dar ar trebui să înlocuim și noi cu ceva, astfel încât să înțelegem de ce, ce dorește să fie ființa umană, spre ce se îndreaptă, iar pentru asta ai nevoie de o altă cunoaștere. Spuneam data trecută, în principiu, și mi-am mi -am permis să reiau imaginea aceasta, că noosfera, deci e un cuvânt important din demersul nostru, noosfera este un stadiu de dezvoltare a planetei Pământ dincolo de biosferă și geosferă. Noosfera se înțelege suma tuturor cunoștințelor a culturii, a științei pe care și a cunoașterii pe care omenirea a dus-o de-a lungul timpului și a generat în ansamblu un înveliș, o, 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 dacă vreți, al gândirii umane care modifică biosfera, așa cum biosfera a modificat la rândul lui geosfera odată cu apariția vieții. Această idee nu este nouă, uitați-vă, a fost formalizată undeva la începutul secolului trecut, dar avem acum instrumentele cu care să o putem face, ceea ce un lucru este foarte important. Care este elementul central al acestei nouă sfere? Problema principală este faptul că trebuie să facem discuție problema conștiinței, problema spiritualității, problemele legate de ființa umană profundă, nu numai de utilizarea naturii în sens pragmatic, ci ființa umană în esența ei. Iar formarea minții, formarea științei cogniției, elemente de acest gen formează de fapt subiectul principal a ceea ce înseamnă explorarea într-o formă specifică a nosferei. Mai spuneam data trecută că fiecare areal, geosferă, biosferă, noosferă, are o formă specifică de formalizare, are un nivel de logică locală, o anumită abordare Într-una putem folosi gândirea newtoniană și am merge foarte bine. Dacă vorbim de biologie, deja avem nevoie de o gândire informatică, de tip biostructurat, avem nevoie de o gândire cibernetică, sistemică, de alt nivel. Dar dacă vrem să vorbim despre conștiință, logos și așa mai departe, avem nevoie de un rafinament mental care trebuie pus la punct într-o anumită formă, pentru că altfel riscăm să intrăm în niște dispute sau să încercăm să rezolvăm o problemă din sfera aceasta cu cunoașterea specifică în zona respectivă. În acest context, în principiu, este avem o ne nevoie fundamentală de a genera o nouă paradigmă, un nou mod de gândire și, de fapt, în esență, este o formă de dezvoltare umană pe care o simțim cu toții, o simțim că cu ce putem rezolva, cu ce, cu ce știm nu putem rezolva problemele actuale, avem nevoie de un spirit nou, acest spirit nou se formează în timp și sperăm din tot sufletul să-l facem împreună în grupul acesta care se va naște după întâlnirile de la uh, Cafeneaua Complexității. De asemenea, Cafeneaua Complexității încearcă să aducă în discuție și personalitățile din țara noastră care, paradoxal, cu ani de zile înaintea altor valori cunoscute pe plan mondial, au adus subiectul respectiv în discuție. Deci vreau să vă ară, să, da, va fi un fel de numitor comun al întâlnirilor pe care le facem aici, să vedeți, și filonul românesc al gândirii care, dacă mergem și întrebăm tânăra generație din facultate, ne vor spune lucruri poate asemănătoare, dar totdeauna venite din uh, gândirea occidentală de num și cu nume care, într-un fel sau altul, evită și, și cred că ar fi util să ne, să ne valorificăm și uh, zona, să zicem, de gândire românească. În caz de față este o dobleja care, deși cu 10 ani mai repede decât Viner a generat ceea ce se numește bazele, dacă vreți, ale ciberneticii, nu este recunoscut ca fondatorul ciberneticii. Și nu e recunoscut pentru simplu fapt că nu a, a, a prezentat într-o formă foarte teoretică, foarte conceptuală, foarte greu de pătruns de Marea masă pe când Viner a aplicat ceea ce a descoperit ca necesitate în aplicații pragmatice, cea mai simplă fiind, sau prima fiind, sistemul de conducere, dacă vreți, a unei rachete în timpul celui de-al doilea război mondial. Pragmatismul occidental, dacă l-am învățat, poate am și să ne valorifica mai bine potențialul de gândire pe care, într-un fel sau altul, avem aici ca izvor. Cibernetica lui She Odobleja, în completare după în 47-48 a lui Viner, care definește elementul cibernetică, Sugerează că avem nevoie de un alt, un alt ingredient, nu numai o relație care cauzează, deci o relație directă de cauzalitate, ci ceva care informează, reglează. E o problemă mai subtilă. Se face apel la ce se numește informație. Deci este o, o problemă esențială. Cu alte cuvinte, am un exemplu foarte simplu scopul este să umplu un rezervor. Dacă tot timpul robinetul e deschis, s-ar putea și nu consum cât trebuie, s-ar putea acest rezervor să, să deverseze. Deci, cu alte cuvinte, îmi propun ce o finalitate, adică un scop ca finalitate, să rămână cumva în limitele respective. Pentru asta am nevoie însă de un lanț, care înainte era făcut de un om. Era nevoie de o măsurare, să știm nivelul, era nevoie de um, un sistem de evaluare și eventual de o acțiune, deci era nevoie de un set de relații care să poată să automatizeze și să scoată omul din sistemul respectiv. În acest sistem apare un personaj important, iarăși un om de-al nostru, un, un român, care a generat în anul 1970 o altă carte importantă în economia discuției noastre, care se numește ESEU de Biologie Informațională și generează conceptul de informație în cu totul alt fel, în alt nivel, adică definește pe lângă legătura cauzală într-un sistem, legătura informațională care are rolul de reglare, declanșare, comandă, control, care este o mărime nu intensivă, este foarte mică din punct de vedere energetic, dar cu rol foarte mare în structura sistemului. Deci căutarea acestor mici fluctuații informaționale, care pot avea rol de reglare la nivelul unui organism, la nivelul social, devine un lucru fundamental. Această informație generală, această dimensiune informațională ontologică are rădăcinile în ceea ce se numește modelul lui Drăgănescu, nu o să intru în amănunte, o să facem niște discuții speciale pentru cei care doresc să-l vadă, să pentru că îl consider esențial. Noi, ca spunea la un moment dat că vom citi despre Drăgănescu precum despre Newton, din păcate nu o să știm nici măcar că există, căci nu s-a popularizat pentru că era prea om de știință pentru filozof și prea filozof pentru omul de știință. Și atunci, din această neînțelegere de străpungere, dar totuși ne-a lăsat o realitate foarte interesantă, în care tot ce vedem în realitatea generală, este generată de o realitate profundă numită orită existență, cu un singur scop, dezvoltarea și nașterea conștiinței. Deci eu vă dați seama ce afirmație face Drăgănescu în 79, că realitatea respectivă este astfel structurată încât să poată face suport pentru o entitate cu conștiință care nu face altceva decât închide o buclă a, a așa-numitului prin, adică, mai, mai pe scurt, prin omul, prin însăși faptul că percepe, înțelege și participă prin conștiința sa la realitatea respectivă, dă sens și, în același timp, stabilizează Universul în sine. Deci, omul este o verigă fundamentală în stabilitatea Universului. Vă dați seama ce teză în 73. 79. Are câteva elemente. Realitatea este structura fenomenologică. Foarte important. Despre partea structurală putem vorbi în cuvinte. Partea fenomenologică trebuie să o trăiesc cu trăirea respectivă, nu totul se poate spune în cuvinte, nu tot se poate baga în matematică. Este o combinație interesantă. Există o dimensiune ontologică a informației, informația, de care, informația care formează universul în sine, informația ca un fel de sistem de operare a universului, dacă vreți. Există viața și conștiința este o condiție necesară pentru stabilitatea unor care univers. Deci orice univers stabil are undeva intrinsec o conștiință care închide bucla de feedback într-o realitate profundă, informațională. Asta sunt câteva din tezele sale. Omul, prin procese mentale de natură structural fenomenologică, interacționează cu orice existența, dând sens și stabilității realității. Vă dați seama cât de ciudat suna în perioada respectivă, 79, o asemenea afirmație, iar ultima și mai tare. De la un nivel de conștiință, omul poate modifica local legii de fizicii acționând informațional la nivel ortosens care pentru mine ca tehnolog a fost șocant. Deci automat, bagheta fermecată din poveștile noastre se devine ce se numește în gândirea lui Dăgănescu ortotron. Dacă să ajung să pot să generez un ortotron, am nevoie de un alt nivel de cunoaștere și asta trebuie să-l formăm. este deja structurat, numai că nu se difuzează în școală, că nu intră în curiculă și nu intră în împărțile pe departamente sau pe discipline. Interesant este că există un personaj important, Wheeler, care spune exact același lucru, din Statele Unite, din 89, după 10 ani. Și spune același lucru. Realitatea este o buclă logică în care fizicul dă naștere, naștere unui observator participativ, acesta generează la rândul informație care modifică fizicul. Și arată că, de fapt, noi aici suntem consumatori și generatori de informație care se materializează în realitatea respectivă forme gând și o grămadă de lucruri care de fapt în intuiția noastră am auzit de mai multe acest lucru. Deci cu alte cuvinte, vom vorbi pentru a putea discuta de informații în sensul ăsta, din de energie și materie, deducem către cu totul altceva, nu că către măsurat un parametru termodinamic, temperatură, presiune și alte lucruri de acest gen, și nici mulți parametri de tipul ăsta puși la un loc, ci vom încerca să identificăm niște paternuri, niște semne, coduri, semiotică, biosemiotică, au apărut discipline noi, biosemiotică, a apărut, apărut v-am spus, epigenetica, a apărut memetica, care este biosemiotica corpului social și o grămadă de alte discipline. Închei cu observația că avem un salt și mai interesant, apropo de ceea ce numește Bas Basram Nicolescu, care este un personaj esențial din punctul meu de vedere. Sper să-l putem aduce la un moment dat în Brașov. Este profesor academician al Franței, profesor de cuantică. Acum are o catedră foarte importantă de transdisciplinaritate în Cluj. Clujul se dezvoltă foarte tare, o să ne vorbească și invitații noștri pentru că vin din zona respectivă. Un lucru e foarte important. Lupascu a avut ceea ce se numește ieșirea din logica terțului exclus, logica asta binară, în care există numai creaționism sau evoluționism, și va fi o permanentă dihotomie între cele două, principial nu vor fi adevărate amândouă, dar pe un alt plan de complexitate sau de înțelegere, s-ar putea ca paradoxul ăsta, să aibă cu totul altă rezolvare, nu de tipul unui compromis, ci de o înțelegere. Această idee de așa numită logica terțului exclus a fost preluată de Bast Bastram Nicolescu și a adusă la o realitate extrem de importantă, inclusiv cu aplicații pragmatice în ceea ce se numește în ziua de astăzi mecatronică și o carte aici tot de la grupul de, de mecatronică din Cluj, spectaculos de interesantă în aplicații în care Ortotronul începe să-și găsească chiar loc experimental. Concluzie. Pentru a putea să ne apropiem să înțelegem zona asta de geosferă și biosferă, din punctul meu de vedere, vom studia lumea exterioară și vom, aplica, vom folosi ceea ce se numește pentru mine educație. Vom uh, grada programele, de vom dezvolta ca atare, asta se numește educație. Ca să înțelegem, însă partea asta de conștiință, de nouă sferă, dacă vreți, e nevoie de ce numește inițiere. Deci inițierea se ocupă de cu totul altceva, de rafinarea lumii interioare, astfel încât să putem înțelege, în timp ce, de obicei, educația mă ajută să utilizez natura, nu e obligator să o și înțeleg. De aceea putem face față în multe meserii distincte, fără să avem nevoie de o integrare majorantă, cum zicea Piaget. Concluzie. Blaga, sperăm să le evocăm mai departe, spun un lucru fundamental. Pentru noi este teză. Metafizica este geometria proiectivă a spațiului spiritual. Se definește un spațiu spiritual informațional, în care este acolo întreaga lege de construcție Universului, v-am spus că e ca un fel de sistem de operare a Universului, în care, sau prin care, se materializează realități diferite, universuri diferite, prin ceea ce se numește geometria proiectivă, care e interesantă toată construcția respectivă, și o să vedeți că o parte din datele respective pe care le va prezenta prietenul meu imediat în etapa imediat următoare este legată de această gândire în care educația și inițierea formează pregătirea omului de altă factură. Și Centrul de Studii Complexe, pentru că e organizatorul principal al acestor întâlniri, Centrul de Studii Complexe își propune ca în etapa următoare, împreună, în grupele de lucru și cu cei care ne urmăresc acum pe internet, să definim această legătură dintre educație și inițiere într-o etapă mai completă, dacă vreți, într-o abordare holistă, sub denumire, poate, hai să zicem, ca să avem în prima etapă o etichetă, după aceea, poate, o mai rafinăm, ca se numește Humanologia, știința formării omului, nu știința formării resursei umane pentru piața muncii. În acest context, îl invit pe prietenul meu, un caz extraordinar, din multe puncte de vedere, eu să-mi permit să, să îi spun câteva cuvinte despre el, pentru că eu n-am întâlnit un om de, de nivelul pe care îl are, datorită curiozității și în același timp temenicii pe care a avut-o în a evalua sau a explora realitatea pe în diferite dimensiuni și pragmatice și filozofice și spirituale, inclusiv teologice de tip, cum să spun, practic, trăire și care, într-un fel sau altul, a reușit să materializeze lucrurile respective, inclusiv în partea tangibilă, în produs. De aceea, pentru mine, este un simbol al faptului că România ar poate să fie producătoare de acești gen de produse nu de produsele obișnuite, de tipul poate tractor, deși vorbea brașovean și știu ce valoare a avut tractorul aici, dar s-ar putea acest tractor să nu mai putem face, dar un ortosens, un, 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 orto, orto tehnologie s-ar putea tot să putem face. Și asta este o valoare globală. Așa că, încă o dată, prietenul meu, bine ai venit. să Dumnezeu să, să mergi mai departe așa cum ai mers până acum mulțumesc. și îți mulțumesc că ai acceptat să vii mulțumesc în, noi. la noi. invitație. Să punem... punem imediat lat scuze mă nu mai am o clipă. este cunoașterea. unde ești? am nu nu lasă, nu, lasă nu la, la, bară. Lasă la bară. nu dar nu sol, știi? nu 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 asta. Da, asta este dar trebuie dată de Așa. Nu, trebuie dată la început, la început dăm direct cu from beginning. Te rog. Bună seara și înainte de a începe efectiv să prezint ceea ce am pregătit pentru în seara asta, țin să mulțumesc încă o dată prietenului meu Florin Munteanu doctorul inginer Florin Munteanu, profesorului lui Florin Munteanu, așa cum uh, l-am cunoscut eu în urmă cu mulți ani când uh, colaboram uh, cu seismologia din uh, uh, București. Uh, e noastre la Cernica, la observatorul uh, seismic de acolo și multe alte amintiri minunate. Uh, de ce sunt eu în seara asta aici? Uh, pentru că am fost invitat dar nu numai de asta pentru că vreau să vă împărtășesc câteva idei fără să oblig pe nimeni să le accepte așa cum le formulez eu, dar sunt convins că măcar provoc o anumită știu căutare în inimile fiecăruia, atunci când vom numi și vom denumi anumite realități de ce cunoaștere și inițiere, cunoaștere între Sacru și Profan, ca, și integrare inițiatică? Pentru că atunci când vorbim despre cunoaștere, vorbim despre inteligență. Când vorbim despre inițiere, vorbim despre mai mult decât inteligență. Și asta are legătură cu Sacru și Profanul. Cum am găsit eu această legătură? Mai întâi simbolic celebra pictură de pe capela Sixtină, dar și uh, ceea ce am găsit cu, cu maximă surpriză se numește turnul Analema. Uh, un centru de cercetări din Statele Unite vor să placeze pe orbită un asteroid, nu știu cum o să o facă, și să atârne pe cabluri un turn care să graviteze. Și uh, mă rog amprenta ca urmare a acestei grozăvii o să fie analema, semnul analema, semnul infinit. Asta vrea să sugereze imaginea aceasta simbolică pe care am ales-o. Dar efectiv problematica sacrului și profanului în perspectiva unei cunoașteri inițiatice, trebuie să Aibă în vedere două aspecte, din punctul meu de vedere, și anume poziționarea fiecăruia dintre noi în raport cu realitatea, dar e vorba de o poziționare corectă, și a doua, că vrem sau nu vrem, e vorba despre evaluarea și confirmarea autentic autenticității: autenticității persoanei, autenticității unui grup social, autenticității unei societăți până la urmă. Prima. Treaptă. Prima uh, problematică pe care uh, o uh, încerc să o, să o înțeleg eu în primul rând, are bineînțeles, și a și amintit uh, Florin mai devreme, are în vedere educația autoeducația și în, în mod absolut minunat, deja vedem acolo niște, niște valori uh, care între care se, se, se regăsește sacrul, valori care fac sens educației și autoeducației, în perspectiva poziționării propriului eu, axiologic, ca și conștiință. Aceasta este o ideogramă a unei intenții, să vedem de fapt cum stau lucrurile. E clar că nu putem să ne poziționăm corect în realitate. Dacă nu acceptăm că trăim într-un uh, un univers uh, spiritual, și că, într-un fel sau altul, această conexiune la spiritualitate, această, acest schimb de informație în câmpul spiritual, ne poziționează în realitate într-un anume fel sau altul. E Cât de corect ne poziționează, asta vom vedea, așa cum. Propun eu, depinde de niște aspecte foarte clare. Aici m-am jucat și am luat o bandă și am modelat-o în felul acela ca să ajung la această ideogramă pe care mi-o imaginez eu: care are jos fiziologia, instinctul, emoția, trece printr-un punct 4 de echilibru, de acceptanță și. Se termină undeva în partea de sus. De ce am făcut acest joc? Este, de fapt, un desen care vrea să sugereze, bineînțeles, la nivel de ideogramă, că ființa umană, printre zonele fundamentale care sunt tratate în psihologie, are o zonă de sus dedicată spiritualității, care are două aripi: intuiția pură și creativitatea. Le putem identifica și după alte criterii, dar vă rog, deocamdată, să acceptați acest, această propunere. De la acel model se poate ajunge și la un model mult mai bine conturat, în care ceea ce înțeleg eu prin spiritualitate are de-a face cu centrul, cu conștientul profund, așa cum îl numesc eu, deși lucrurile acolo deja ies din perspectiva unei analize știu eu, conceptuale și deja ne îndreptăm spre orizontul acela unde perspectiva spiritualității încă nu este bine asumată de ceea ce ne oferă cultura universală până în momentul de față. Am propus un model uh, cognitiv, de ce? Nu pentru a face o analiză psihologică a spiritualității, pentru că ar fi un nonsens, ci pentru a sugera faptul că petrul cognitiv este uh, flotant. El este atras de o pe de-o de parte de instinct și de reflex, dar în partea de sus de contempl, uh, contemplativitate, astfel încât. O persoană poziționată în zona de jos va fi foarte greu să o desprindem să urce. Uh, timp în care o persoană uh, obișnuită uh, cu zona de sus a contemplativității, greu va coborâ în zona uh, aceasta a reflexelor și instinctelor. Pentru că vorbesc de spiritualitate, apropo de. Uh, uh, Prezența domnului academician Basarab Nicolescu la Cluj, care pe noi ne onorează. Am avut o întâlnire recentă cu dânsul și asupra acestor aspecte chiar am schimbat un pic un, uh, uh, idei. Asupra strict uh, de câte feluri este spiritualitatea. Uh, eu am propus aceste două uh, tipuri de spiritualitate, de tip religios și am și ales un, un, un simbol consacrat. Dar și eu, un alt gen de spiritualitate, dânsul o numea non-dogmatică, dar eu am întâlnit chiar spiritualitate nereligioasă, profund dogmatică, de aceea, deși poate fi o tautologie, eu încerc să o las, să o numesc, să o denumesc spiritualitate de tip ontic sau spiritualitate ontologică. Astfel încât, a, revedem ideograma de sus, contemplativitatea și cele două aripi. Absolut întâmplător semnul acesta care simbolizează, are sens în, în multe discipline profane, ca să le numim așa, seamănă un pic cu, cu ceea ce încerc să pun acolo la mijloc, cele două aripi. Intuiția și creativitatea care flanchează contemplația. Despre simbolul uh, religios prezentat uh, se poate uh, scrie tomuri și sau și scris. De ce am uh, făcut acest joc de, de uh, imagini? Pentru a ajunge la acest gen de fractal, ca să-l numesc așa, Astfel încât să înțelegem ce este, de fapt, spiritualitatea. Spiritualitatea regăsită în această zonă de sus, specifică contemplației, capătă aceste, dacă vreți, aceste valențe, aceste funcțiuni. Interesantă metafora. Creativitatea este instinctul spiritual. A reieșit din logica fractalului. După cum intuiția pură este rațiunea spirituală. Parcă face sens. Și așa mai departe. Spiritualitatea ontică. Spiritualitatea ontică are niște criterii foarte clare în care se poate constitui. Ține de. Educație, cultură, simț estetic, inspirație, creativitate și așa mai departe. Psihofiziologia, iarăși o metaforă, vă rog să mi-o acceptați, spiritualității ontice, regăsim acolo emoția estetică, creativitatea, inspirația, normarea estetică, măestria, consacrarea, conștiința binelui și frumosului și acolo sus contemplația criptică asupra căreia voi reveni imediat. Spiritualitatea religioasă, cealaltă aripă, cealaltă uh, specie spirituală, e clar că presupune relație dintre om și Dumnezeu, are ca izvor revelația, se asumă prin credință și vom vedea mai departe ce ar însemna din punct de vedere sistemic credința versus credulitatea, se manifestă prin trăire religioasă și comportament moral. Psihofiziologia ei este aceasta unde, ca și la spiritualitatea de tip ontic sau ontică, găsim trăirea religioasă, comportamentul moral, inițierea, deschiderea către revelație, normarea religios-morală și partea de sus, contemplația mistică respectiv transcendentală. O metaforă. A integrării inițiatice. Apropo de corpul calos, această sintagmă generoasă pe care ați avansat-o în legătură cu poziția României pe, pe Mapamond, minunată metaforă. Iată că ea, în, în chip minunat, nu, chiar nu m-am gândit la asta când am a, a, creat desenul, pentru că integrarea inițiatică aici chiar face sens. Între cele două abordări, și ca uh, nivel extrem de cunoaștere și în, uh, înțelegere a lumii prin știință, vorbesc despre starea de flow, pe care o voi defini imediat, respectiv abordarea prin spiritualitate despre starea de meditație. Starea de flow. Sunt convins că cei care iubesc cercetarea și experimentează, au trăit cel puțin o dată în viață această stare de flow, care distorsionează practic timpul. Stai 15 ore la calculator, lucrezi, nu ți-e foame, nu ți-e sete, nu dormi, dar ești fericit că ai ajuns acolo unde ți-ai propus. Asta este starea de flow. Starea de meditație are niște stimuli, preocupările filozofico-religioase, mă rog, nu aș insista pe fiecare detaliu pentru că este mult de, de prezentat și vreau să mă încadrez în timp. Ca să nu rămân dator cu explicația asupra celor trei componente ale contemplativității, Contemplati, contemplația transcendentală este, este clar relaționată la creator, meditația asupra creatorului. Cea mistică este, dacă vreți, introspectivă. Modul în care primesc ceea ce mi se oferă și duc și așez în sufletul meu. Însă, o specie de contemplație pe care o numesc de tip critic. și de ce am ajuns să o numesc așa? Pentru că experimentând am găsit oameni care au un parametru aferent contemplativității foarte înalt, dar pe o frecvență o numesc eu, un alt parametru. Mi-am creat niște uh, uh, mișloace de, de luptă, dacă vreți, ca să pot să, să rămân pe, pe acest câmp. Uh, oameni care gândesc contemplativ, dar cu o frecvență foarte joasă. Și, uh, în mod uh, surprinzător, uh, preocupările acelor persoane erau legate de cercetarea fundamentală, de fizica cuantică, oameni de, dedicați științelor profunde. Timp în care medita, transcendența și mistica putea fi regăsită, o să și arăt un slide clar, un, un slide la persoane dedicate vieții spirituale. Oameni care practicau la propriu această... duceau o viață spirituală. Introduc aici un, un element care să de coerență uh, prelegerii acestei prezentări, și anume evenimentul spiritual ca și eveniment de conștiință, spațiul spiritual ca și areal de conștiință. Și de aici să vedeți unde se poate ajunge. Este clar că uh, evenimentele de conștiință configurează și autentifică spațiul spiritual. Pentru că ne-am propus să și evaluăm autenticitatea. Uh, Tocmai avem de-a face cu un eveniment de, uh, spiritual sau cu o farsă. Ce fac oamenii acolo? M-am întrebat eu vreo 20 de ani de zile, lucrând într-un anumit sistem care se dorea și se dorește, sper, să rămână un spațiu spiritual al conștiinței, nu unul administrativ. Spațiul spiritual nu este, deci, un loc fizic, ci un loc al conștiinței. Punct. Aștept să fiu contrazis, dar cu probe, pentru că eu nu simt lucrurile altfel. De aceea, spațiul spiritual conține metaforic, aceste... Desenul este pur și simplu, încerc să sugerez ceea ce spun, însă pun accent pe acest lucru, că simularea evenimentului spiritual ține de impostură. Deci cu lucrurile astea nu te joci. Ești în ecuație sau în afara ei. Aici nu se negociază pe saci de bani, pe privilegii, pe titluri și glorie. Un exercițiu spiritual, din punctul meu de vedere, are trei stadii. Un sistem de norme spirituale de la care se pleacă, integrarea la nivelul conștiinței și asumarea la nivelul personalității. Pentru că dacă ne-am oprit numai la jumătate, n-am făcut nimic. Recapitulăm noi aici lucrurile, însă e clar că autenticitatea spațiului spiritual este conferită de calitatea exercițiului spiritual. Și această, această calitate este garantată de sistemul de norme care define spațiul spiritual, respectiv de modul în care aceste norme sunt integrate la nivelul conștiinței și asumate la nivelul personalității. Și aici am ajuns în psihologie. Sistemul de norme spirituale, ca garant al evenimentelor de conștiință, transferă conștiinței vii spiritualitatea manifestă și asta se numește autoritate spirituală, nu alta. Modelul spiritual se consacră drept autoritate spirituală. De ce prezint eu toate astea? Ca să transmit uh, mesajul ce va urma, pentru că este ancorat în această, uh, în această scurtă pregătire. Autoritatea spirituală nu poate fi instituționalizată. Singura instituție spirituală este cea a conștiinței. Știu ce riscurii mi-asum când afirm asta, dar aștept să fiu contrazis. De aceea, spiritualitatea religioasă pleacă de la măsura înțelegerii, trece prin gradul de convingere, ca și credință manifestă și dacă nu o regăsim un comportament, vorbim despre cu totul altceva, nu despre asta. O, o formă mă rog, o schemă bloc, dacă vreți, a algoritmului credinței. Așa cum îl propun eu, el poate fi armonizat, asupra lui se poate discuta, se pot scrie uh, lucrări uh, profunde pe fiecare element în parte, în diverse discipline. Eu m-am rezumat doar la atât, să atenționez că pentru a ajunge la o credință autentică, trebuie să plecăm de la o educație morală, de la modele morale, să trecem printr-un nivel de integrare, asumarea acestor lucruri în perspectiva unui sistem de valori morale religioase. Pe măsură ce trecem la o analiză valorică a mesajului religios prin cogniție, și aici cred că răspund prietenului care, înainte de prelegere, Mă întreba exact de același lucru. Rezonanța emoțională obligatorie, care dă măsura gradului de înțelegere și exprimă necredința sau credința autentică. Dacă e credința autentică, este manifestă în comportament. Ceea ce am încercat să spun pe diagramă, am pus puțin explicat și în dreapta, numai că aici deja avem de a face -o cu o credință instalată. Avem un nivel de conștiință religioasă constituit, lucrurile nu mai au dubii, avem educație morală, modele morale, sensibilitate la sistemul de valori, rezonanță emoțională, credință autentică. Fără dubii. Ce ne facem însă cu credulitatea? Educație morală eliminată, modele morale false, valori moral-religioase incerte, tot felul de bazaconii, superstiții, fetișuri, reminiscențe păgâne, un mimetism în loc de integrare uh, uh, intelectuală, pentru că intelectul nu e eliminat din toată povestea asta. Noi uh, ne uităm exact ce se întâmplă în piață și facem exact, exact ce se întâmplă. Asta trebuie să facem, facem asta. Se ajunge la anularea, practic, analizei valorice, cogniția nu ne mai ajută, înțelegerea vine prin niște emoții gregare. Credulitate. Expresia credulității în comportament. Niște bazaconii pe care le urmărim de ceva vreme și pe mijloacele media, care vor să se numească evenimente de conștiință. Fals. Sunt bazaconii. Sacrul. Spiritualitate ontică, respectiv religioasă, în arealul sacrului, nu în afara lui. Vor fi și alte specii de spiritualitate pe care nu le abordez eu în seara asta. Starea de normalitate a spațiului spiritual este conferită de sacru. Desacralizarea spațiului spiritual ține de patologie. Noi am inițiat la Cluj, apropo de ceea ce spunea Florin mai devreme, un ciclu de prelegeri foarte interesante. La un moment dat am vorbit chiar și despre normalitate și patologie spirituală. Pentru că Patologia spirituală nu este patologie clinică. O întâlnim la oameni care au o preocupare <coughs> spirituală declarată, uneori și plătită din bani publici, dar care nu au nicio legătură cu sacru și cu sacralitatea. Cu desacralizarea, da. Termen de dicționar cu care pot fi sau nu pot fi foarte de acord, însă din respect pentru... Uh, sursa bibliografică o prezint aici. Uh, despre morală și etică. Încă mai am un dialog deschis cu o persoană foarte apropiată mie, uh, cu care îmi permit chiar în seara târziu, să schimbăm uh, uh, păreri pe aceste teme. Atenție că nu tot ce este etic poate fi și moral. De aceea. Am ținut să precizez că morala vizează în special individul, adică ce mi-asum eu, și etica vizează relația, adică trebuie să țin cont și de ce acceptă sau nu celălalt. De aici și grozăviile care ni se întâmplă. Despre profesorul și academicianul Basarab Nicolescu, la Cluj am povestit mai mult, însă aici am adus esențialul el are o abordare foarte interesantă în legătură cu nivelurile de realitate și sacru. Și anume, relația dintre obiectul transdisciplinar și subiectul transdisciplinar, relația dintre ele, uh, sunt niște bucle asociate de informație și conștiință, a vorbit uh, cu multă generozitate uh, Florin mai devreme, nu reau eu. Cert este că toate lucrurile astea se petrec pe teritoriul sacrului. Și că e bine să înțelegem uh, pe unde ne poziționăm atunci când vorbim despre Conștiință, despre comunicare, despre informație și despre sacru. Propunerea academicianului Basaram Nicolescu chiar are niște deschideri fantastice în ceea ce privește perspectiva în cunoaștere. Am punctat că și în cultură, în religie, în politică, în artă, în educație și, mă rog, în multe alte domenii, putem valorifica uh, acest mod de gândire. Sacrul și profanul. Uh, despre ce uh, ne pot uh, sugera definițiile acestor două uh, aspecte conjugate, nu disjuncte. Uh, se pot spune și găsi multe în mijloacele de informare. Am vrut să punctez un lucru care mi s-a părut mie foarte prețios. Și anume, faptul că, o să trec peste aceste lucruri, faptul că sacurile legate de calități, care dă, dăruindu-se respectiv dobândindu-se și iterându-se, să înmulțesc față de profanul care e caracterizat de valori. Valorile prin distribuire se împuținează. Face uh, sens această diferență? Însă, mi-am imaginat că dacă am luat într-un super laborator toată, toată materia nevie, sau, mă rog, anumite eșantioane, anumite probe, și câmpurile fizice, și am încercat să facem din toată povestea asta o ființă vie nu o să, nu o să reușim dacă nu uh, sacru, nu își pune amprenta acolo exact în uh, ceea ce încercăm noi să facem. Cred că asta sugerează cel mai puternic cam cum ar trebui să așezăm în viața noastră ideea de sacru. Ea ține de viu, de, de viața pe care o, uh, am, am primit-o dar și pe care o dăm mai departe. Pe care încercăm să o protejăm mai departe, și aici ne, reînt ne, ne întâlnim foarte serios în, în, în teza ta generoasă, uh, triangulația aceea necesară unei, unei, uh, unei dăinuiri uh, uh, la nivel uh, uh, inițiatic, dacă pot să spun chiar așa. Un prim exemplu din a doua etapă propusă, și anume evaluarea. Împreună cu prietenul nostru comun Florian Colceag, am uh, imaginat un model fractal de analiză a indicatorilor de sacralitate socială. Pe ce ne-am bazat? Am luat conștiința morală socială, atitudinea morală socială, sentimentele morale sociale, definiții de uh, dicționar. Ce am făcut cu toate lucrurile astea? Am plecat de la propunerea lui, acest fractal algebric, unde avem de-a face cu sursă, senzor, decident. Într-un final, am mers pe nivelul 1 de fractalizare, prima buclă și a doua buclă. Am pus în ecuație, între ghilimele fiind spus, aceste jaloane. La primul nivel. La al doilea nivel folosim zona care ne proiectează în sacru. Am găsit asta. Foarte interesant cum, de exemplu, antreprenoriatul poate fi guvernat de sentimentele morale, sociale și de adecvare aplicabilitate. Și multe alte aspecte care pot fi explorate pe fiecare ramură cu, cu surprize mari. Pentru că la ce se poate ajunge? Iată câțiva indicatori pe care noi îi numim că au legătură cu sacralitatea socială. Am punctat indicatorul de, de competență, dar nu numai. Mă rog, sentimentele morale sociale, nivelul de civilizație printre ele, dar și conștiința morală socială printre altele. Etica financiară de care am avea noi nevoie, responsabilitatea socială de care am avea noi nevoie, sistemul de protecție de care avem noi nevoie, indicatorii de probitate, probitate de care avem noi nevoie. Ce se pot, cum se pot utiliza asemenea indicatori? Am fost întrebați. Poți lua indicatorii de țară, care sunt publici, îi treci prin această analiză și ajungi la niște concluzii. Cât de sigură este țara care prezintă asemenea indicatori din punct de vedere al toleranței, al siguranței, al stabilității și așa mai departe. Și eu cred că o analiză de acest gen face sens ca să așezi țara asta între țările europene în locul pe care îl merită, nu acolo unde doresc unii să fie așezată. Noi am uh, propus un asemenea instrument de analiză. Partea a doua se referă la evaluarea persoanei. Dacă până aici am avut de-a face cu evaluarea, un, o, o soluție de evaluare a unei societăți pe niște criterii, criteriile de evaluare a personalității umane, a individului, a plecat de la o... Uh, Ideea de -a mea, care s-a și materializat până la urmă, de a alcătui un, un tensor psihofiziologic plecat de la această relație proiectivă între funcțiile psihofiziologice. Uh, lucrurile au fost. Uh, au avansat pe măsură ce experimentam un uh, mijloc fizic de a prelua. Informație de la nivelul unei persoane, fără să o agresezi, fără să nici măcar să-i pui vreo întrebare, și viziunea psihologică asupra unui asemenea uh, exercițiu. Uh, folosesc două aplicații, nu intru un... vă asigur că în spate este un formalism matematic uh, care a stat la baza susținerii unei teze de doctorat în mecatronică la Academia Tehnică Militară. Oamenii nu se joacă cu ceea ce au fost determinați să verifice și dovadă că lucrurile chiar așa stau este instrumentul care va fi prezentat de prietenul și colegul meu, domnul Alexandru Galoș, după ce voi încerca să termin eu cât mai repede. Dacă vă amintiți, Cafeneaua Complexității Politehnică București, unde am fost de asemenea invitat și cu multă bucurie înconjurat de atâția. Eu îl numesc nucleul dur al Centrului de Studii Complexe, pentru că îmi imaginez că în sufletele lor au căutări și preocupări puternice în domeniul ăsta. O etapă din cercetările din experimentările mele cu sistemul care în final a devenit un sistem psihometric. Eram la Vatra Dornei, undeva la, prin 2008, uh, invitat de, la sesiunea științifică de primăvară a uh, Academiei Oamenilor de Știință. Eram acolo prezent uh, în calitate de uh, mă rog, preot ortodox. Uh, nu că n-aș fi și acum, dar mi-am uitat reverent al mașină. Uh, experimentul pe care l-am făcut acolo și uh, vreau să fac referire la asta, uh, are în vedere acel indice de sus pe care eu l-am asociat cu preocupările spirituale. Dacă aici, în partea dreaptă, uh, sunt rezultatele unui, unui academician, uh, pf, mă rog, uh, cu preocupări în cercetarea fundamentală din fizică, acolo este un pattern cognitiv, preponderent cunoaștere de tip sistematic, tipic uh, unui cercetător uh, în științe uh, uh, fundamentale. Acel indicator are o valoare foarte mică. Aici avem de a face cu un monah, care m-a impresionat că este surprins în zona uh, contemplativă de, de instrumentul respectiv. E vorba de scanarea palmelor și atât. Nu-i se pun întrebări și totuși instrumentul a surprins faptul că preocupările lui spirituale sunt net diferite de ale uh, cel, celelalte persoane consacrate cercetării în fizică. Acest om uh, uh, avea o, o spiritualitate extraordinar de înaltă și preocupări, după cum se vede, în zona contemplativă. Însă, mă rog, acel indicator am încercat să-l uh, Așez, ca și tipologie uh, de gândire, pe o anumită diagramă, și, uh, și diagrama sugerează să pleacă de la o gândire de tip uh, fizic, uh, empiric, uh, instinctuală, până sus la contemplativ-mistică. Uh, Însă, o altă formă de a prezenta acest lucru, uh, ce am făcut, uh, după ce am măsurat vreo 1800 și ceva de persoane, mi-a venit ideea să. Văd acel indicator spiritual cum acționează asupra senzualității, avariției și aroganței. Surpriza mea a fost că acel indicator IT, cum îl numesc eu, în cazul senzualității se oprește pe la 3.000 de unități, în cazul avariției pe la 10.000 de unități, însă la aroganță, la vanitate, la 270.000 de unități este încă activ. Asta poate să fie, dacă o putem accepta, un indiciu cum că ăsta a fost adevăratul motiv al căderii și nu cele primele două. Am încercat să transfer algoritmului meu și altfel de date. Nu de la nivelul palmelor unei persoane, ci dintr-un text. Am formalizat întâi algoritmul, de analiză pentru un text, în niște diagrame, pentru un nivel spiritual scăzut, respectiv ridicat. Am studiat vreo 2 ani de zile bibliografie, pentru că habar nu aveam de lingvistică și de alte lucruri care se impuneau ca să înțeleg specia de text cu care am de-a face. După care, experimentul care m-a uh, ajutat să decid să merg mai departe a fost acesta. Am luat textele evangeliilor canonice și textele evangheliilor apocrife. Le-am le-am supus aceluiași procedeu de analiză. Rezultatele sunt astea. Dacă primele trei evanghelii care sunt apocrife se termină acolo, deja începem în canonul acceptat la Niceea de la acea cifră de 43.568 de unități de tranziție, așa cum numesc eu instrumentul respectiv. Uh, Într-un cadru academic, dacă ești cu nivelul spiritual, s-ar putea să uh, primești întrebările pe care le-am primit eu la Vatra Dornei de la distinsul academician care, uh, mă rog, prezida ședința. Domnule, dumneata, ești fizician, că văd că semnezi aici. Cum, cum vorbești despre prostiile astea? Așa mi s-a spus. Și am uh, am uh, mers mai departe pentru că, intrând într-o asemenea uh, ecuație, n-ai cum să ieși decât uh, ciufulit. Uh, e clar, rezultatele astea au însemnat pentru mine faptul că sistemul de scanare a palmelor răspunde minunat, ca și algoritm, și la analiza unor texte. Am introdus niște. Discipline de la Facultatea de Psihologie pe care am absolvit-o. Și aici foarte interesant modul în care se distribuie pe nivelul spiritual aceste aceste tratate. Evaluarea și confirmarea autenticității. Deci păi dacă tot avem așa un instrument, putem face conversia vox tu text, formatăm structurile de text, le modelăm matematic, identificăm nivelul spiritual și nivelul de ipocrizie, afișăm rezultatele în timp real și așteptăm feedback-ul social. Omul ăsta, când ridică mâinile în sus, este autentic sau este un farsor? Același lucru putem face și în altă locație în care ar fi minunat dacă s-ar putea instala un asemenea sistem care lucrează la fel. Vox to text, formatare structură de text, modelare matematică, identificarea nivelului de inteligență, dar și nivelul de ipocrizie. Afișarea rezultatelor în timp real, feedback social. Uh, sau, evaluarea inteligenței într-un talk show, ca și exemplu 4 și ultimul, în care, în timp real, pe același principiu, pe măsură ce spui 24 de cuvinte cel puțin, începi să fii banat cu IQ-ul tău. Și se face în colțul din dreapta jos o medie. Merită să mai asi la... Dialogul acela, ca să nu numesc metaforic altfel, și să, schimbi, să nu schimbi canalul sau să treci mai departe pentru că n-ai pierdut nimic, acolo este 98 indice de inteligență. Metafora inițierii ține de pasnicul pragului. Și anume să avem grijă la cogniția noastră care este agresată de îndoială, ne îndoim la simțirea noastră care e agresată de ură, bat jocură și zeflemea, românul este geniu la capitolul zeflemea. Și voința care este parazitată de frică, disperare și deznădejde. Și cu asta chiar că închei, către inițiere, plecând de la cunoaștere, este important să ne asumăm o axiologie morală. Pentru că, prin negociere, improvizație, false elitism sau impostură, nu se poate să ajungi la inițiere. Aceasta este bibliografia pe care am uh, utilizat-o. Vă mulțumesc foarte mult că ați răbdat să vă supun acestui supliciu și îl rog pe prietenul meu, Alexandru Galoș, să. Continuă cu prezentarea sistemului nostru psihometric. Bună seara! Alexandru Galoș mă numesc. Mi e ușor să vorbești după domnul Grigore. Este destul de dificil să vă spun ce, ca un antreprenor, în această seară aici. Nu sunt momentul de pauză, nici uh, uh, cel cu majorete, ci este un moment, uh, zic eu, foarte interesant. Altfel, n-aș putea să-l definesc. Faptul că Zona antreprenorială, cel puțin în România, începe să intervină în această stare și mai degrabă în acest stadiu pe care dumneavoastră l-ați constatat în prima prezentare a domnului Monteanu, prin care românii creau și alții beneficiau. E, sper că misiunea mea este doar la început, o misiune de a crea. Împreună cu uh, domnul Grigore, un sistem psihometric, sistem psihometric care rezolvă foarte multe uh, probleme și răspunde foarte multor întrebări, care în ziua de astăzi uh, noi ni le punem. Trebuie să vă spun de la început că noi nu urmărim deloc un transumanism, noi nu dorim ca omul să devină mașină și mașina să o facem cât mai umană. Nici într-un caz. Brevetul domnului Grigore din 2013 este temelia acestui sistem. Uh, răspunsul electrodermal de care amintea uh, colegul meu, acel răspuns pe care noi îl putem uh, preleva de la, uh, din zona suprafeței palmare uh, prin stimularea acestei zone cu un semnal electric, foarte discret. Prin această metodă brevetată, în ziua de astăzi și internațional, faptul că virgulă, creierul nostru răspunde. Acest brevet pune bazele înțelegerii acestui răspuns care vine de la creier. Toată lumea este fi cunoscut că în momentul în care ești înțepat, Creierul răspunde. Oare cum am putea trece dincolo de aceste lucruri? Bineînțeles, principiul electroencefalografiei și-a găsit aplicarea în acele diagnostice pe care o electroencefalografie le generează. Ce putem face cu acest sistem în doar 5 minute? N-am să vând nimic, nu vă spun niciun preț, nu asta este rolul meu în această seară și nici într-un caz nu vreau să vă impresionez cu cifre. Și doar să vă spun că în 5 minute se poate realiza un profil psihologic complet. Sunt în sală persoane care au fost evaluate și acum le văd zâmbind. Înseamnă că e bine. Pentru că cel mai bine te cunoști tu pe tine. Totdeauna avem nevoie de un psiholog care să ne ajute să împachetăm această informație destul de crudă, destul de... Nu pot să spun că este valoroasă, este foarte valoroasă, bineînțeles, dar este destul de directă și destul de de, de agresivă uneori pentru noi, destul de intimă, se spun așa. Bineînțeles, ați văzut undeva în imagine precedente prototipul pentru o singură mână, apoi prototip pentru aplicarea celor două mâini, dar pe aceeași uh, senzori, un uh, prototip care a ajuns, de fapt, în brevet și brevetul de invenție și modelul care există în ziua de astăzi, acest uh, sistem, uh, acest mini-computer, scanner, pe care noi îl numim MindSpring. Spring de la izvor, de la izvorul informației. De aici vine informația. Este un computer în care are un program, care bineînțeles se numește Mind River, pentru că toate izvoarele ajung în râuri până la urmă, și pentru că este un sistem de Internet of Things, de cloud computing, toate informațiile merg în cloud, cloud care se numește Mind Ocean, cum s-ar putea numi unde merg toate râurile. Bineînțeles, a fost o greutate să denumim sistemul nostru, sistemul Mind Me. Mind Me este ultra protejat, MI nu este deloc protejat și l-am protejat noi, atât internațional, cu drepturi de marcă și așa mai departe. Lucruri pe care noi nu suntem obișnuiți să plătim un avocat de trademark în Statele Unite cu 800 de dolari pe oră. Nu putem, nu gândim, noi nu putem gândi atât de departe. Sunt avocați care dar factorează 0,23 ore. Asta este diferența între atitudinea și, pot să spun, colaborarea corectă între două entități comerciale. Bineînțeles, de undeva trebuie să vedem informația și aia o vedem într-o platformă care se numește MindDeck. Este foarte simplă, este o aplicație web, nu vă trebuie niciun soft special, ci doar un web browser. De obicei Chrome, pentru el am optimizat și pentru Firefox. Această interfață, cum v-am spus, nu depinde, vă logați ca și cum v-ați logat pe contul de Gmail, acolo aveți toți examinații, de acolo porniți scannerul, lopriți și de acolo generați rapoartele, cele șapte rapoarte pe care noi le avem în acest sistem psihometric. Cam așa arată platforma MindDeck. Se introduc datele demografice, nu sunt atât de importante aceste lucruri. Patru minute și jumătate este perioada în care dumneavoastră sau examinatul trebuie să stea cu mâinile pe acest scanner, senzori, în acest timp sunteți stimulați, 99,99% ,99 nu simt aceste mici sau aceste discrete impulsuri electrice și în același timp, tot pe intermediul acestor senzori, noi culegem feedback-ul. Este uh, un lucru, <gură> acum pare simplu, dar sunt 18 ani de muncă din partea domnului Grigore și 4 ani de muncă a unei echipe de itiști de ingineri, de psihologi, bineînțeles, că altfel nu se poate, pentru a ajunge în fața unei mari încercări, să prezentăm un produs brevetat, românesc, inclusiv designul acestui scanner este brevetat și protejat în lume, și să-l prezentăm uh, colegiului psihologilor în luna aprilie, noului colegiu al psihologilor, dacă pot să spun așa, care face niște pași foarte importanți în modernizare, în înțelegere a ceea ce se întâmplă în zona psihologică din România și noi sperăm că am trecut toate acele criterii pe care trebuie să le îndeplinească un sistem psihometric. Pasul întâi, bineînțeles, se discută, se ia un consimțământ informat foarte important, pentru că luăm deja date cu caracter personal, de la respectiv examinați, și trebuie să fim foarte atenți cu aceste date. Mai apoi se așează mâinile pentru aproximativ 5 minute în perioada în care se ia această informație. Bineînțeles, informația este stocată în cloud. Aveți acces de, la, de oriunde din lume. Eu pot să las un aparat aici și să pornesc scanarea din Canada, de exemplu. E foarte simplu. Dar întotdeauna să știți că unui singur examinator are un singur aparat. Nu poate nimeni să intre ca o și o căsuță de e-mail cu parola lui și nu poate fi nici într-un caz violată partea de confidențialitate. Mai apoi urmează pasul 4, cel mai important, de interpretarea datelor. Aici este nevoie de un specialist în resurse umane, un specialist psiholog care trece dincolo de înțelegerea directă a textului pe care îl generează raportul. Raportul este generat de către sistemul informatic, folosește niște paternuri, cum vă dați seama, nu putem avea șapte miliarde de tipuri de personalitate sau de rapoarte de personalitate pentru șapte miliarde de oameni. Sunt niște patternuri care le regăsim din experiența domnului Grigorie de peste 5.000 de scanner și încă 3.000 realizate în ultimii patru ani iar studiul obligatoriu în cazul încercării de a obține această validare de la COPSI este de a avea un studiu pe minim 1.000 de persoane. Noi l-am făcut timp de un an și am realizat niște lucruri extraordinare în acest studiu pentru că având o astfel de, de, de un astfel de eșantion Uh, cu adevărat vezi exact unde ești. Și suntem foarte, foarte bine, pentru că am ajuns la șapte rapoarte care sunt uh, astăzi perfect funcționale în sistem. Uh, putem uh, să generăm 62 de indicatori psihologici, raportul de personalitate, raportul compatibilității interpersonale, extraordinar în zona de uh, companii. Gândiți-vă dacă dorești Vine un coleg nou și dorim o compatibilitate între el și un viitor coleg. Înainte de a-l angaja, tu poți să vezi care este compatibilitatea pe două dimensiuni. Pe cea nativă și pe cea caracterială. Caracteriala este, la, să spunem, la servici, dincolo de ușile care se închid la companie, iar cea nativă este în afara companiei. Foarte importantă, pentru că, de fapt, în orice job pe care îl aveți dumneavoastră sau în orice legătură profesională, de fapt, compensați. Bineînțeles, valorile de familie pe care vi le exprimați vă găsesc anumite compatibilități cu anumiți colegi. Cu alții, nici într-un caz. Și așa mai departe. Ei, noi facem o evaluare foarte clară și negociem aceste elemente de conflict, dacă le putem spune, uh, Spunând în felul următor, unuia dintre examinatul A, îi spunem că este necesară o anumită atitudine față de B și, de asemenea, persoanei subiectului B, îi indicăm care ar trebui să fie relația sa și atitudinea sa față de A, înainte de a se cunoaște ei. Un lucru extraordinar, pentru că asta va putea genera niște echipe dincolo de înțelegerea noastră dincolo de cuvinte, noi spunem întotdeauna chimia, merge chimia. Noi am trecut dincolo de aceste lucruri și sper că mă exprim într-un libaj destul de comun ca să înțelegeți până la urmă, sunteți în niște persoane care trebuie să știți despre dumneavoastră probabil mai multe decât știu alții. În ziua de astăzi se spune că dacă dai 35 de clicuri pe Facebook, deja cineva știe exact ceea ce știi și tu, iar dacă dai peste 100, știu mai mult decât știi tu despre tine. Este adevărat, sunt niște algoritmi de inteligență artificială care fac tot felul de lucruri. Noi nu mergem acolo. Noi nu folosim această informație împotriva dumneavoastră. Noi această informație vă punem pe masă și împreună cu un psiholog vi se poate explica lucrurile extraordinar de bune și esențiale pe care merită să le exploatați, și lucrurile pe, pe care puteți să le dezvoltați în continuare. Bineînțeles, e foarte interesant pentru că aici aș mai vrea să vă spun de ce măsurăm noi potențialul inteligenței cognitive și nu măsurăm inteligența cognitivă. Inteligența cognitivă, după cum știți, este rezultatul unei acumulări de, de cunoștințe, a educației dumneavoastră pe care o puneți pe hârtie, contratimp, făcând desene, tot felul de teste, foarte obiective. Din punctul nostru de vedere, sunt deosebit de obiective. Dar sunt consumatoare de timp, trei ore. Ești terminat, în ziua aia ești terminat. Dacă cu adevărat vrei să performezi în acea prezentare, tu ai o problemă. Noi, în 5 minute, unul dintre rapoarte, din cele șapte, noi îl prelucrăm și îl dăm și spunem care este potențialitatea ta în acea zonă cognitivă. Bineînțeles, conține. Uh, o medie ponderată din mai multe tipuri de inteligență, la fel și la cea emoțională. Ce constatăm? În tot ce am măsurat noi în România, românii în general își urcă foarte tare inteligența emoțională. Show-ul. Trebuie să ne exprimăm, trebuie să arătăm. Oameni cu inteligență cognitivă foarte înaltă, de fapt potențial de inteligență cognitivă, adică alocăm inteligenței Cognitive mai mult sunt foarte rari. De ce? Pentru că suntem obligați să comunicăm foarte mult, să punem totul pe partea asta emoțională, să comunicăm. O postare bună este numai doar una emoțional bună, care creează like-uri, care creează emoții. Nici într-un caz o chestiune foarte profundă, greu de înțeles, trebuie recitită și așa mai departe. Este un lucru foarte interesant ceea ce, ce domnul Grigore a, a descoperit. Până la urmă îl aveți pe inventator. Nu vorbim de anii 70 și 6, vorbim de 1900 uh, sau de anii 2000, când a pornit la drum ca inginer, uh, fizician, și așa mai departe, uh, să creadă că poate să interpreteze acest feedback venit de la creier în aceste rapoarte. Și iată-le. Bineînțeles, pe site-ul nostru o să găsiți mult mai multe informații și scrisă și girată de psihologii noștri, poate într-un... Eu sunt inginer. Trebuie să înțelegeți că am limitările mele. De aceea, probabil, domnul Grigori a trecut de acest stadiu și sunt sigur că... Dar dacă nu era inginer, vă promit, nu inventa așa ceva. Pentru că aici vine spiritul acesta a inginerului și până la urmă, Poate că eu, acolo unde am învățat ingineria, am de fapt am învățat un fel de germene antreprenorial. De aceea am ajuns antreprenor. Beneficiile. Totdeauna când vrei să vinzi un aparat, trebuie să-i spui beneficii, 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 ca cine vrea să îți dea ceva bani pe el. Este, bineînțeles, gândiți-vă că în 5 minute, după 5 minute vă pot da în jur de 20 de pagini de rapoarte despre dumneavoastră, despre compatibilitatea între dumneavoastră și încă o persoană sau chiar dintre dumneavoastră și încă nouă persoane. Deci un grup de 10 persoane îi pot face o, o ierarhizare foarte clară de la cea mai compatibilă pereche până la cea mai puțin compatibilă pereche, unde trebuie lucrat. Și în momentul acela nu aveți pe gică contra în companie sau în echipa dumneavoastră, ce aveți o persoană care are o problemă. Datorită acelor compatibilități, care le am spus, nativă și caracterială. Domeniile unde se aplică, oriunde doriți dumneavoastră, în zona de educațională, în zona de forță, în zona de evaluare a soldaților, de exemplu, a ofițerilor, în zona de Uh, organizațională, bineînțeles, resurse umane și așa mai departe. Unde suntem? Am terminat acel studiu pe o mie de persoane. Uh, toate acele criterii pentru care un aparat ar trebui să fie considerat psihometric sunt îndeplinite. Documentele manual are 280 ceva de pagini. Este obligatoriu, în care arată studiu, în care arată măsurătorile, datele comparative cu alte teste. E nu ușor să compare o invenție. Invenția e originală, dar rezultatele acestei invenții sunt aceste rapoarte. Metoda este invenția, nu rapoartele. Atenție, foarte bine trebuie înțeles. De aceea, un psiholog, când vede raportul nostru, înțelege foarte bine despre ce vorbim. Dar metoda prin care noi am obținut această informație, să vă, fără să vă chinuim să bifați pe monitor, fără să aibă imensa subiectivitatea a răspunsului dumneavoastră. Dumneavoastră răspundeți cum credeți dumneavoastră. Ceea ce în psihologie încep să pună întrebări cu alt sens, dar cu același răspuns să vadă dacă dumneavoastră nu mințiți sau dacă ați făcut de trei ori același test într-o săptămână, știți exact cum să răspundeți la ultimul, dacă vi s-a explicat cum ați greșit la primul. De aceea testele în psihologie se fac, când se face test, se face după două săptămâni. Și noi trebuie să facem test după două săptămâni, cu toate că nu pune nicio întrebare. Te lăsăm să stai liniștit cu mâinile, 5 minute pe scanner și asta e tot. Este greu, este greu să demonstrezi un lucru absolut nou și revoluționar. Dar nu ne lăsăm și de aceea procesul continuă prin studii clinice. Aici este o zonă foarte specială, foarte sensibilă. În zona clinică nu e, nu e același lucru ca în zona non-clinică. În zona clinică sunt persoane cu probleme, dar care mult mai ușor ar putea fi abordate problemele lor și găsite aceste paternuri. -uri. Nu zic neapărat de zona medicală, nu zic de zona clinică, dar gândiți-vă în penitenciare, unde oamenii aceia sunt evaluați și, până la urmă, unii considerați aps și alții inapți. Și ei nu vreau să scrie și nu vreau să completeze documente și zgârie și fircălesc pentru că asta este modul în care se fac testele în clipa aceasta. Și dacă îi promiți, nu știu, o vizită la. dacă ține 5 minute mâna pe acest aparat, rezultatele sunt fenomenale. Dincolo de înțelegerea lui, dincolo de nivelul de cultură, dincolo de nivelul de înțelegere a lucrurilor și așa mai departe. Ce ar mai fi de spus? Eu am fost cel mai scurt și probabil așa și trebuie să fie. Este o zonă foarte tehnică, bazată pe, încă o dată vă spun, pe, pe, pe foarte multă investiție de timp, de bani, ca să realizeze aceste lucruri. Au fost foarte multe iterații în cei patru ani, mulți pași înainte, mulți pași înapoi. Asta a fost, dar suntem în punctul în care uh, ultimul update, pentru că trebuia să aibă și acest sistem un update, a ajuns la o fidelitate pe care nu foarte multe instrumente psihometrice o au în lume, și cea mai mare bucurie a noastră este că unul dintre sisteme este în probe în Canada, unul este în Filipine și unul este. Uh, șase sunt vândute deja în România. Noi progresăm enorm de mult cu ceea ce facem pentru că feedback-ul. Care ăla e cel mai important. Ne spun cei din Filipine: Oare voi ați gândit că nouă ni se traduc altfel testele psihologice ca în România, pentru că ține de nivelul de cultură? Noi nu avem nicio treabă cu aceste lucruri și este, de fapt, între puținele sisteme absolut obiective de evaluare psihometrică. Vă mulțumesc foarte mult! Încă o dată. Vă dați seama ce surpriză am avut când am pus în prima dată mâna pe acest aparat, dar nu o să vă povestesc decât un eveniment, pentru că mi se pare foarte important. Avem element, să zicem, structuri de tip comando pentru diferite acțiuni, avem de rezolvat probleme grele, ar trebui să gândim o echipă, comandul să rezolve probleme, pentru că e nevoie de o, de o integrare din, între cele 8.000 de discipline care în ziua de astăzi sunt ca și disciplină atestată prin o diplomă. Cum pot să, pot să, fiu specialist într una sau două discipline și ignorant în 2.000 minus două? Și atunci, cum să înțeleg holist problema ca să-i găsesc soluții? Atunci problema de compatibilitate a fost extrem de interesantă. Concret, am un prieten foarte bun, tot un antreprenor important, aveam deja relația afectivă bine spusă la punct, aveam experiență de colaborare bună și ne-a pus problema să verificăm de curiozitate dacă aparatul ne spune ce ne spune. Compatibilitate 82% ceea ce după normele respective era foarte bună, deci ne-a spus, dar ne-a spus mai departe cum am putea să o îmbunătățim. Și asta pentru mine a fost spectaculoasă. Mi-a spus așa, mie, ar trebui să-l mai ascult și pe vecinul, ceea ce, de adevăr, așa și trebuia, pentru că, în general, în general sunt destul de pushing, așa, deci, în principiu, să scrie calculatorul că ar trebui să-l ascult mai mult pe vecinul, mi s-a părut deja peste, poate, iar lui ei s-a spus, încearcă să-ți precizezi mai bine lucrările și ai curaj. Deci, cum să spun, sunt elemente simple, trăite, și asta e doar o bucățică mică dintr-o primă amprentă. Închei ziua de azi, ca să trecem mai departe, pentru că vom încheia transmisia noastră prietenilor de pe internet care ne-au urmărit. Ideea principală este că un asemenea produs care integrează gândirea noastră specifică între partea foarte formală matematică, dacă vreți, și cea de gândire profundă, de tip filozofic, dacă vreți, care specifică zonei de aici, pentru un, într-un produs care să poate fi distribuit la nivel global, consider că este ecuația pentru această țară. O țară mică nu poate să aibă valoare făcând lucruri simple. Anumite țări pot avea, dau un exemplu, fără să fie o problemă de altă factură decât pur și simplu o remarcă, o, o țară de tipul America poate să-și permite să vândă Coca-Cola la un preț global, care în fond totuși este apă cu anumite adi elemente adiționale. O țară mică nu poate să facă să câștige nici prestigiu și nici valoare decât atacând probleme foarte mari. Vizibilitatea unei țări mici poate să fie rezolvând probleme care țările mari care nu le pot intui. Iar noi avem această capacitate de a fi între Orient și Occident, între partea formală și partea contemplativă între partea tibetană simbolică a planetei Pământ și partea NASA simbolică a planetei Pământ. Putem să le integrăm în produse, trebuie să avem curaj. Trebuie să avem curaj să aportăm și să formăm echipe transdisciplinare. Avem o serie întreagă de personalități care au definit un, un, un drum deosebit, dar am evocat pornind de la Odobleja până la, la Basar Nicolescu, l-avem în limba noastră scrisă ca atare, o istorie care merită valorificată și sperăm că aceasta va fi o ecuație economică în perspectivă. Vă mulțumim pentru prezență, mulțumim celor care ne-au urmărit pe internet. Vă spunem că, în general, cam după două zile avem pe YouTube, pe canalul nostru CSC România, informația fiecarei emisiuni, fiecărei episod de întâlnire la Cafeneaua Complexității, cu observația pe care ne-am dorit-o să mai treceți pe acolo pentru că noi atașăm la fiecare înregistrare uh, și materiale auxiliare. Uh, linkuri la documentare, linkuri la filme, deschideri. Deci e un material care poate fi un material de lucru pentru o dezvoltare ulterioară. De asemenea, aș reitera ideea că, de fapt, întâlnirile acestea au rolul de a ne cunoaște, de aceea sugeram să ne uităm stânga-dreapta, pentru că cei care și-au permis să piardă timpul să vină aici, înseamnă că sunt mai altfel decât mulți alții și formați deja un grup care ar putea fi exportat între ghilimele și în afara acestei săli. Asta înseamnă întâlnirea noastră pentru a putea găsi care sunt subiectele care, într-un fel sau altul, ar fi trans, în noi generații. Așa că mulțumim și tânărului nostru care se află aici și care, într-un fel sau altul, sugerează faptul că împreună am putea face transgenerație ceva pentru ca Brașovul să devină, așa cum ne-am propus de la început, un promotor al societății cunoașterii, nu numai în România, ci în general. Mulțumesc.